Bine v-am găsit la Tupor IT, o emisiune cu și despre tehnologie. Astăzi o ediție cu multe confruntări tech și teste în fața camerei. Și începem cu fotografii ca în studio, cu un telefon impresionant. Vedem și care sunt cele mai tari filtre pentru portrete. Suntem cu ochii pe ceasuri și vedem confruntarea contra cronometru pe această piață. Focus pe funcții și pe baterie. Confruntare tech și pe piața telefoanelor de top, avem aproape toate modelele importante ale anului lansate. Impresii, bile albe, bile negre. Vedem ce se întâmplă și pe piața camerelor auto, cât merită să investești și ce costuri sunt după achiziție. Și asta nu este tot, nu uităm de sfaturi tech, începe Tupor IT, emisiunea în care traducem tehnologia pe înțelesul tuturor. Fotografii ca în studio cu un telefon Honor 200 Pro ridică ștacheta la capitolul foto cu un sistem de camere impresionant, dar și cu mai multe filtre care poartă semnătura unui specialist global în arta fotografiei. Este vorba despre parteneriatul cu Harcourt. Și ca să vă faceți așa o idee, în portofoliul celebrului studio din Paris se regăsesc portrete ale unor personalități precum Salvador Dali, Monica Bellucci sau Roger Federer. Ne-am pus și noi pe treabă și am făcut câteva teste care ne-au impresionat. Alături de mine este, ca de obicei, colegul meu, Laurențiu Matache. Laurențiu, bună dimineața! Hai să ne uităm întâi la fotografii. Ne-a plăcut așa să pozăm, da, pentru portrete. Trebuie să spun că este telefonul mid-range al anului pentru mine. N-am ce să... Am spus-o nenumărate cazuri, dar îmi place foarte tare pe portret. Pentru că avem acele filtre de la Harcourt, celebrul studio francez. Și avem trei filtre de acolo, clasic, adică alb-negru și care scoate niște portrete absolut senzaționale, color și vibrant. Filtrele se aplică din meniul telefonului, din meniul camerei. Uh-huh. Portretele ies foarte bine și are un autofocus foarte, foarte bun care influențează pozitiv portretele și expunere precisă. Dar nu o spunem doar noi, cei de la Honor au luat recent premiul DxOMark Silver Label pentru calitatea camerei. DxOMark este celebrul site, publicație care face rank-uri și testează camerele tuturor telefonelor principale de pe piață. Mm-hmm. Bun. Și acum, dacă am vorbit un pic despre partea aceasta de fotografie, de camere, aș vrea să ne uităm și la combinația de senzor pe care o avem pe spate, te rog. Avem o cameră triplă de data aceasta. Avem o cameră triplă pe spate și anume doi senzori de 5 megapixeli și unul de 2 megapixeli. O cameră foarte interesantă, o cameră bună. Avem și filmare 4K la 30 de cadre pe secundă. Dar un lucru inedit pe care nu-l găsești pe telefoane mid-range este acea cameră dublă pe față. Camera dublă pe față îți permite la fel să faci acele portrete pentru că avem o cameră wide de 50 de megapixeli și o cameră de profunzime de 2 megapixeli. La fel, pentru iubitorii de clipuri, avem filmare 4K pe față. Și evident AI, pentru că avem Honor AI Portrait Engine. Un lucru important, practic avem această combinație de AI, hardware și software upgradat cu inteligența artificială pentru a realiza aceste fotografii. Și dacă am reușit să facem fotografii așa reușite și ați văzut că ne-a cam ieșit, deși nu suntem profesioniști. Dacă tot vorbim de AI. Hai să vedem cum le putem share-ui. Avem Magic Portal, o funcție pe care Honor a introdus-o nu cu foarte mult timp în urmă și prin care telefonul poate identifica intențiile utilizatorului și a simplifica pașii. Ce înseamnă? Dacă tu primești o fotografie pe telefonul tău mobil, poți să o share-uiești pe WhatsApp imediat prin Magic Portal, fără să mai fie nevoie să descarci fotografia sau, la fel, să deschizi aplicația, să încarci fotografia. Practic, asta e un proces automatizat prin care telefonul, prin intermediul inteligenței artificiale, recunoaște intenția mea cu acea fotografie. Vedeți acest lucru deja din înregistrarea pe care am făcut-o într-o conversație între noi doi pe WhatsApp. Ce poți să faci, de exemplu, tot cu acest Magic Portal? Laurențiu îmi dă întâlnire că avem ședință la cafea și pot să văd exact cum pot să ajung tot așa printr-o simplă glisare.
care ar fi, Laurențiu, concluziile tale? Apropo de, iată, sistemul de camere și acest sistem de share-uire a fotografiilor și nu numai. Trebuie să spun că m-a impresionat foarte tare telefonul ăsta și am făcut chiar un vlog pe tema acestui, pe tema acestui telefon. Într-adevăr, mi se pare, spuneam, cel mai bun mid-range al anului. Specificațiile sunt foarte bune pentru cei care, de exemplu, au nevoie de un telefon cu un ecran mare, un ecran de 6.8 inch, cu o memorie bună până la 16 GB de RAM, un procesor bun de la Snapdragon și avem și bateria foarte mare pentru un telefon atât de ușor și atât de subțire și anume de 5200 mAh și încărcare ultra rapidă pe 100 de W. Este un telefon care eu cred că a avut și are în continuare mare succes pe piața din România. Un telefon interesant care ne-a făcut plăcere și iată ne-a stârnit la o sesiune de fotografii care au ieșit foarte bune și le vedeți și pe social media. Haideți să mergem mai departe și să vorbim despre cursa contra cronometru de pe piața ceasurilor smart cu cele mai importante ceasuri ale anului lansate, unele chiar acum la început de toamnă. Vedem că bătaia se dă pe fiecare secundă, pe fiecare detaliu de design, de funcții smart. Focusul în general la aceste tipuri de accesorii este pe monitorizarea sănătății și a stilului de viață. Pornim de la un model care a ajuns recent în România, care aduce câteva îmbunătățiri față de modelele anterioare. Este mai subțire, ușor și are un design minimalist, ecran AMOLED. Pare să fie un nou standard bifat de mulți producători. Ne uităm și la autonomie. Scot ceasurile, schimb device-urile. Hai să dai tu, să spui despre ce este vorba. Google Pixel Watch 3 este primul an în care Google intră pe piața din România și cu dispozitivele. Și am văzut telefonul, avem Google Pixel Watch 3 și urmează și căștile să intre oficial în România. Este un ceas care moștenește Fitbit, dacă mai aduceți aminte de producătorul de care Fitbit a cumpărat Vector Watch, care era startup-ul românesc, și Google a cumpărat Fitbit, iar acum ceasul, da, funcționează pe platforma Fitbit, îți monitorizează absolut toate funcțiile, și anume sport, somn, respirație, heart rate, tot ceea ce găsești pe un ceas. Vedem acest lucru în masa noastră smart, este și detalii, foarte ușor, are doar 31 de grame. Așa este, vă spunea Laurențiu de ce anume monitorizează, lucruri care au început deja să devină de bază, ca să spunem așa, pe orice ceas. Pașii avem aici, poți să-ți pui pe ecran, da, să vezi bătăile inimii, care este temperatura și caloriile, o serie de monitorizări. Autonomia o moștenește de la Apple, de data asta are doar 24 de ore cu ecranul mereu activ, dar, telefonul, da, uite, poți să zic și telefonul, pentru că asta vreau să continui, că îl poți conecta și la rețeaua de telefonie mobilă pentru a avea toate funcțiile pe ceas. Funcționează foarte bine, nu funcționează cu iPhone, deci nu funcționează cu iPhone pentru cei care vor să-și cumpere Pixel Watch 3, nu funcționează cu iPhone. Aici este o confruntare, apropo, ați văzut. Nici Samsung nu mai funcționează. Exact. Nici Samsung nu mai funcționează cu iPhone. S-au scos stăbile, ca să zicem. Așa că, este rezistent 5 atmosfere pentru cei care sunt pasionați de not sau un scuba diving, rezistent la praf. Este un ceas interesant din punctul meu de vedere. Se confruntă cu, și acum o să-ți dau, cu un model recent lansat, dar varianta de bază, vorbim despre ceasul lansat de cei de la Apple. Da, Apple Watch seria 10, da, este un ceas care are aceleași funcții ca seria 9 de anul trecut, nu are foarte multe îmbunătățiri, dar acum, sincer vorbind, nici nu prea mai ce să mai aduci îmbunătățiri, că toate îmbunătățirile sunt pe zona medicală și este foarte greu să faci aceste îmbunătățiri. Îți trebuie acordul sau avizul FDA-ului în cazul Statelor Unite sau a Comisiei Europene, Uniunii Europene în cazul nostru. Dar cred că cel mai interesant, da, acolo vorbim de Huawei Watch 5 Pro,
care este un ceas foarte interesant, l-ați văzut și în emisiunea, în emisiunea trecută. Îl am și eu la mână. Îmi place că este mult mai precis decât versiunile precedente. Și, da, bătălie se duce în momentul de față în zona de, hai să spunem, cât de smart este ceasul pe care, pe care îl porți la mână și ce poți face cu el. De exemplu, cel de la Google, ca și Apple Watch, are funcții multiple. Poți să-ți deschizi ușa, are AI și poate să-ți spună și ce antrenamente să faci în ziua respectivă. Într-adevăr, pentru a avea acces la o gamă mai largă de funcții și interpretări ale semnelor, semnelor vitale, trebuie să plătești acel Fitbit Premium. Asta e un lucru, un dezavantaj din punctul meu de vedere. Dar am văzut că devine un trend totuși. Pe, avem care, Huawei Health Plus. Exact. Da? Și avem aceste opțiuni de a mai avea încă ceva în plus, uite, dar contra noi, cost. Noi plătim Oura Ring în fiecare lună 6 euro și exact, deja pentru monitorizarea somnului. Până la urmă, știți voi, pe partea aceasta trebuie întotdeauna, apropo de sfaturile tech pe care vi le dăm de fiecare dată, trebuie să alegeți voi ce anume, ce vreți să vă monitorizați când vine vorba despre device-urile tech și ce device merită și un abonament în plus. Și pentru că deja ne-am încins, ca să spunem așa, la confruntări tech, haideți să mergem la o altă confruntare pe o altă piață. Recent, gigantul Apple și-a lansat noua serie de telefoane care, după cum anunțau reprezentanții săi, este primul dispozitiv mobil construit de la zero pentru a susține mai bine noul software AI al companiei, Apple Intelligence. În esență, schimbările sunt așa, la partea de design și hardware. Noile iPhone 16 Pro și Pro Max au ecrane mai mari, cu margini mai subțiri, camere reînnoite și noul buton Camera Control al Apple. Iar cu această lansare avem aproape toate telefoanele de top ale anului 2024 pe piață. Moment bun, cum vă spuneam, pentru o confruntare tech. Schimbăm iarăși gadgeturile și iată un telefon mult iPhone așteptat. iPhone 16 Pro Max, un telefon mult așteptat, dar un telefon al cărui lansare nu a fost atât de impresionantă, pentru că, într-adevăr, singurele pe cameră avem o îmbunătățire pe zona iubitorilor de, de video și avem 120 de cadre pe secundă la 4K, pentru cei care vor să facă videoclipuri slow motion sau cei pasionați de artă sau mai ales de zona de film. Da, ecranul este, este mai mare, este 6.8 inch. Avem un procesor cu 15% mai puternic decât cel de anul trecut. În rest avem cam acest... și butonul. Da, butonul exact. De cameră o să... Atunci când am văzut lansarea nu mi s-a părut mare lucru. Dar să știi că ai este... început să utilizezi. Am început să utilizez pentru că este foarte ușor de să dai zoom sau să reglezi ISO-ul camerei doar de pe, de pe margine. Să ai un buton de control al camerei chiar mi se pare, mi se pare un lucru pozitiv pe care Apple l-a adus. Și pentru că spuneam de confruntare până să ajungem, evident fiecare producător de telefoane din acest an s-a lăudat că telefonul nostru are AI. Și telefonul acesta are AI, Apple Intelligence, dar care nu o să ajungă în Europa, în Uniunea Europeană. Asta e, nu foarte spus. Repede. Eu sper că o să ajungă la anul, zic eu. Nu cred că o să ajungă nici la anul. La Apple, de obicei, ei sunt foarte încăpățânați. Și ei au fost oarecum deranjați de taxele pe care au trebuit să le plătească în Irlanda, la statul irlandez, adică Uniunea Europeană i-a pus să plătească și taxele faptul pe că europeană. Au fost forțați să schimbe, da, să renunțe să la schimbe la... Și ei trebuie să respecte legislația noastră. Noi avem cea mai strictă legislație în ceea ce privește datele personale. Adică Uniunea Europeană ne protejează nouă datele personale. În Statele Unite nu este atât de strictă sau chiar deloc această zonă de date legislația personale. Este diferită. Legislația este total diferită și acolo s-au descurcat foarte bine, pot să vândă bazele de date, pot să facă tot ce vor ei. Ei bine, aici aceste restricții și au spus, ok, n-o să avem aceste funcții disponibile și în Uniunea Europeană. Dar nu este singurul telefon care a venit cu AI în acest an. Și avem S24 Ultra, este primul telefon cu AI lansat în acest an și a rămas
încă un etalon în, în zona aceasta. Vedem acest telefon acum, mai ales pe, pe zona de fotografie. Atunci când am văzut funcțiile lui S24 Ultra, e unul, am fost impresionat și cred că v-am spus asta și, și în emisiunea de data trecută. Avem, am pus pixelul, da. Stai, îl am și aici ca să, la, ca să îl arătăm. Avem și, și Google Pixel cu al lui Gemini. Da, să știi că am pus aici XL, varianta Pro, XL. Același lucru exact. L-am și eu, da? Este la, cu al lui Gemini, care este un fel de ChatGPT, dar nu la fel de inteligent ca ChatGPT-ul. Eu, cei de la Google îți dau 12 luni de Gemini Advanced. Nu știu dacă este doar pentru utilizatorii de Pixel, care își cumpără Pixel, să primești acest, acest lucru. Mai avem două modele. Un model de la Honor Magic și un model Pro, de la Huawei. Da? Da, Magic 6 Pro-ul, care la fel avem Magic Portal, cum am vorbit, și foarte multe AI pe zona de procesare a fotografiei. Cei de la Huawei nu prea au venit anul acesta cu AI pe telefon. Nici pe cameră nu este foarte mult AI, pentru că ei mizau foarte mult, mizează mult pe fotografiile naturale, fără procesare. Dar, într-adevăr, tu ce îți dorești pe un telefon cu AI? La ce te interesează pe tine, dacă ar fi să te... Cred că ajutor pe partea de editare video și realizarea fotografiilor, acest lucru deja se întâmplă. Faptul că, iată, ne ajută și la corectarea sau la căutarea de informații, dar știți ce vă spun eu de fiecare dată, orice informație primiți de la AI, nu uitați să verificați, pentru că până la urmă noi este responsabilitatea noastră. Bine, informațiile simple sunt precise. Sunt precise, dar dacă este vorba despre un lucru care vă interesează foarte mult și aveți dubii, verificați. O să vă arăt doar și noul Apple Watch lansat, așa ca să... Doar o culoare nouă. Doar o culoare nouă. Nu o să discutăm foarte mult în această ediție, pentru că vrem să facem mai multe teste și revenim, dar v-am arătat că, iată, este și acest produs printre lansările pe care le-am bifat recent. Și pentru că am vorbit despre camere foto, camerele telefoanelor și poate chiar și posibilitatea că pot să declanșez camera foto cu ajutorul ceasului, haideți să ne uităm la alte tipuri de camere. Camerele auto. Camerele auto au evoluat mult în ultimii ani, dincolo de îmbunătățiri privind claritatea și calitatea imaginii, și aici a ajuns trendul de a distribui imaginile. Dar atenție, pentru că poate să fie vorba despre costuri suplimentare de tip abonament. Cum este diferită tehnologia de pe camerele auto față de altele, dar și cât merită să investești într-un asemenea gadget pentru mașină, discutăm chiar acum. Îmi poziționez aici și imaginile și haideți și să vedem. Și avem un, hai să spunem, o surpriză. Este prima oară. Bine, ei sunt veterani exact. Pe zona de camere video pentru mașină și vorbim despre Garmin. Este o cameră video pentru trafic, dar eu pot să spun că este și un fel de gardian al mașinii. Pentru că are foarte multe funcții care te ajută. De exemplu, dacă ai depășit linia, te avertizează ca și când ar fi sistemul de avertizare al mașinii. Are claritate 4K, ecranul este tactil, detecție automată, incidente, Doamne ferește, dacă exact. S-a întâmplat ceva, camera știe și dă mai departe. Avem live view, de exemplu, dacă este conectată camera la Wi-Fi în mașină, poți să vezi din casă, de la distanță, ce se întâmplă în mașina ta. Parking Guard, un lucru care îmi place iar la fel, poate să detecteze incidentele din, de exemplu, ai parcat-o, a venit un domn mai neatent sau o doamnă mai neatentă în unele cazuri și ți-a lovit mașina. Ei bine, camera detectează și înregistrează. Este foarte ușor să salvezi pe telefonul mobil, pentru că ai aplicația Garmin Drive, unde acolo poți să vezi live-ul, poți să salvezi clipurile sau chiar poți să pornești înregistrarea dacă nu ești în mașină. Există și alte modele, Laurențiu, pe piață, am văzut și în același range de preț.
La ce anume te-ai uitat tu când vine vorba despre camere auto? Mă gândesc la claritatea imaginii, deja putem să trecem pe 4K, nu? Avem 4K pe aceste sisteme de detecție a incidentelor. Da, este un lucru foarte, foarte important. Dacă are GPS pentru a-ți localiza, pentru că îți poți localiza și, și mașina. Și mi-a plăcut foarte mult acest live view prin care poți să te conectezi de la distanță de pe telefonul tău să vezi ce se, ce se întâmplă în mașină. Și ne îndreptăm așa încetişor spre final de ediție, când vă spunem noi, știți, de obicei despre social media. E, până atunci, haideți să vă dăm câteva vești despre Meta. Meta va introduce pe Instagram opțiunea de conturi pentru adolescenți și tineri sub 18 ani. Conturile minorilor vor avea un set de controle implicite, mai stricte, cu setări activate automat. Acestea includ măsuri pentru a limita expunerea la conținut sensibil și pentru a preveni recomandările de materiale care ar putea să fie dăunătoare. Restricțiile incluse de aceste conturi dedicate vor fi în cele din urmă extinse și la profiluri deja existente utilizate de adolescenți. Ce părere ai despre aceste modificări? Care, în primul rând era o mare problemă și pentru că mulți tineri își făceau conturi folosind date sau zi de naștere, al nașterii fals, pentru a putea avea un cont, un cont de adult. Mi se pare că acest abonament poate să monitorizeze, platformele pot monitoriza mult mai bine conținutul de acolo. Fenomenul de bullying ar putea să fie diminuat semnificativ. Inclusiv pozele care nu au avea ce să caute acolo, cei de la Meta ar putea să le controleze mult mai bine. Și cred că asta o să facă cel puțin în Statele Unite și în Uniunea Europeană. Și există opțiunea, de exemplu, ca administratorii de conturi să modifice aceste setări implicite, dacă administratorul de conturi, de exemplu, este părintele, dar gândiți-vă că s-ar putea să fie niște funcții care să fie în ajutorul tinerilor. Mie mi-a plăcut și funcția aceea implicită în care odată cu seara, practic notificările se opresc. Un lucru important pentru că trebuie să ne și odihnim, să folosim și tehnologia, dar să avem și un somn bun care să ne pregătească pentru a doua zi. Și cu aceste explicații, iată că am ajuns la final de ediție, dar știți că până data viitoare ne puteți urmări pe social media. Pe Instagram pe Laurențiu Matacheros și Giulia.nog și nu uitați și de canalul de YouTube Laurențiu Matache, unde încarc review-uri interesante în fiecare săptămână. Până data viitoare, să aveți o duminică minunată!